Astăzi, Soroca sărbătorește Hramul Orașului. Cu prilejul a 520 de ani, la Soroca sunt organizate mai multe activități. Totodată, chiar de dimineață, primarul municipiului, alături de angajații primăriei, au întâmpinat oaspeți. Astfel, în vizită s-au aflat la Soroca delegații din mai multe orașe înfrățite. În cadrul întâlnirii, autoritățile au prezentat realizările care au fost efectuate în municipiu pe parcursul unui an de zile. Îmi pare bine să văd practic toate orașele înfrățite cu municipiul Soroca. Îmi pare bine să văd prietenii deja de mulți ani care ne întâlnim la toate evenimentele, inclusiv și la proiectele comune. Parcursul anului au fost reparate mai mult de 10 străzi pe plan în municipiul Soroca. Au fost investiții în diferite domenii, începând de la educație, cultură, sport. A fost restabilit stadionul din municipiul Soroca. A fost grădinițele investite, chiar aș zice cu condițiile extraordinare deja pentru copii. S-au deschis grupe noi în grădinițele din Soroca. Nu și nu în ultimul rând, datorită relațiilor cu Ministerul de Externe a Poloniei, am atras iarăși un proiect ca să fie amenajat în cartier a romilor din municipiul Soroca. Oaspeții la rândul lor nu au ezitat să se expună referitor la cele văzute și la relațiile de prietenie care leagă orașele înfrățite. Oamenii, cetățenii din orașul dumneavoastră, apreciază aceste proiecte și am văzut pe faleză, ca să spun așa, și în apropierea cetății, foarte multe lume care se plimbă și cred că acest lucru se datorează dumneavoastră realizărilor pe care le-ați făcut, străzilor pe care le-ați reabilitat și sigur că informația se află foarte repede, avem Facebook, totdeauna vă urmăresc și vreau să vă felicit sincer. Я был 3 года назад в Сорока, и я разительно приятно мне видеть, как изменяется Сорок, и как это изменяется инфраструктура, как красиво делается улицы. Я видел по Фейсбуке стадион, прекрасно. Это молодежь, это спорт, это развитие нации. И мне приятно, что рядом с Яполем развивается красивый город Сороки. Мы стараемся тянуться к вам. Спасибо. Год назад, в августе 2018 года, между Брянском и Сороками было подписано соглашение о сотрудничестве. Этим было положено начало для развития крепких и взаимовыгодных отношений. За истекшее время дружба между жителями наших муниципалитетов заметно укрепилась и расширилась. Уверен, что и в будущем мы продолжим строить наши отношения на основе равенства, уважения, доверия и партнерства. О жителях нужно всегда заботиться. Это наше, это главное. И надеюсь, что молодежь, даже если он спортивный объект, да, открывается, молодежь будет оставаться в Сороках, будет оставаться в этих наших небольших городах. Мы с вами одинаковое количество населения в нашем городе, как и в Сороках. Вот, и поэтому мы тоже думаем про спорт, думаем про молодежь. Вы знаете, наш Олимпийский центр сейчас будет открыться. Надеюсь, что в следующем летом, когда приедете к нам, да, вы уже увидите тоже много. Какие даже буду играть. Да. La sfârșitul evenimentului, cei prezenți au făcut schimb de cadouri, iar primarul municipiului a dăruit celor prezenți câte un coș cu produse fabricate la Soroca. Apropo, tot e fabricat în Soroca. Delegațiile venite la Soroca vor fi prezente la mai multe activități organizate cu prilejul Zilei Orașului.